ridicat la inițiativa părintelui Ioan Viorel Văcariu, slujitor al Catedralei Episcopale din municipiu, pe vremea când era preot paroh la Rudina, noul paraclis a fost așezat pe locul vechii biserici a satului. Gătit de sărbătoare și împodobit cu odoare noi, sfântul lăcaș de cult a așteptat oaspeți dragi cu ușile larg deschise. În cadrul slujbei de sfințire au fost rostite rugăciuni și cereri speciale, însemnându-se cu sfântul și marele mir, în chipul Sfintei Cruci, zidurile pereții interiori, catapeteasma, iconostasele și celelalte picturi ce înfățișează sfinți și scene din Sfânta Scriptură. O ctitorie frumoasă, o ctitorie care aici, la Măgură, se aseamănă unui schit, dar nu este un schit în care stau vețuitori, călugări și rugători, ci este un loc în care își dorm somnul părinții dumneavoastră, cei apropiați ai dumneavoastră, bunicii dumneavoastră, strămoșii dumneavoastră. Piatra de temelie a paraclisului închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost pusă în ziua de 27 iulie, în anul 2007, când au și început lucrările ce au fost duse la bun sfârșit prin osteneala preoților Ioan Viorel Văcariu, Dan Cosmin Bobic și Marius Ionuț Pălărie. Sfințirea de către preasfințitul nostru a acestei prea frumoase biserici paraclis din mijlocul satului, din mijlocul cimitirului satului Rudina, unde aici își dorm somnul de veci în nădejdea învierii. Lucrările de construcție ale paraclisului și clopotniței au fost suportate în totalitate de familia Constantin și Alexandrina Cerbulescu, împreună cu fiul lor, Barbu Ion. Pictura a fost executată în mod gratuit de către pictorii Gheorghe și Mihai Plăveți și familia Florin și Ina Gheorghiu, între anii 2011 și 2013, în tehnica tempera. Încununarea ostenelilor noastre s-a făcut astăzi, 20 octombrie 2013, prin slujba de sfințire oficiată de către preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaii, însoțit de un ales sobor de preoți și diaconi, protoiereu al protoieriei Baia de Aramă, fiind preacucernicul preot Vasile Ganțu. La intrarea în cimitir s-a zidit o clopotniță, iar incinta cimitirului, în care se află așezat paraclisul, a fost împrejmuită cu un gard.